Max Blecher este considerat un Kafka autohton pentru că operele sale ilustrează absurdul și suprarealismul. Asta se întâmplă și în romanul Întâmplări din Irealitatea Imediată, în care avem niște viziuni de coșmar și în care se zugrăvește din plin ideea de durere atroce, ținând cont de faptul că scriitorul suferea de tuberculoză la coloana vertebrală, înțelegem aceste halucinații. În filmul Marea din Lăuntru se prezintă tot o suferință îndelungată. Un om după un accident pe mare stă la pat de 30 de ani, poate vedea lumea doar pe fereastră și și-ar dori o moarte demnă. Cele două femei care îi sunt alături au viziuni opuse, avocata și femeia din sat, care vrea să-l convingă că viața merită trăită.